jos pălăria pentru Andrei Gheorghe. Gata, m-am oprit. Ca să-mi eliberez emoția, suntem la un eveniment, niște oameni au investit, au deschis un loc unde vii, te tunzi, te aranjezi la păr, epilare, chestii socote și sărbătoresc doi ani. Ne-au invitat și am venit cu mare drag. Vă rog frumos, iertați-mă, suntem de la televiziune, numai un pic că vreau să intru, să... atunci rămâneți acolo, hai la... V-am promis în acest sezon că suntem cât mai mult în sânul familiei, al telespectatorilor, al oamenilor normali, simpli, care pur și simplu, uite, vin la coafor, vin să-și facă părul. Spuneți-ne, dumneavoastră, să sunteți de aici. Ce sărbătoriți la... E o petrecere, nu? Da, noi sărbătorim 2 ani. Acesta lor primește 2 ani de activitate. Deci n-a apucat să vină ăștia să vă închidă ANAF-ul? Nu. Da, lăsați că vorbesc eu și o să vă închidă. Spuneți-ne, ce faceți aici? Ce lucrați aici? I speak only English. Well, too bad to have for Slovenia World tonight and Bucharest or all the world. Sorry, I didn't. Can you repeat? I didn't hear you. World tends hair. Well, talking if you want to see the Nou and Bucharest and Brasov, or if we want to expand. I don't know. No, I don't speak English. Inițial când mi-a venit ideea să deschid acest salon, toate doamnele și domnișoarele din familia, nu te apuca să investești, nu te apuca. Vreau să vă spun că am deschis de 2 ani și uitați-vă câtă lume am aici. De câte ori veniți la salonul meu aici? O dată pe săptămână. Pentru unghii? Și pentru păr? Cam o dată la 2 săptămâni. Da, știați că este salonul meu? Nu. Nici eu. O chestie pe care nu o vedeți la saloanele normale. O am pe doamna Nicoleta, care spune de-a plecate. Domnișoara este de ochiată, a mâncat cu poftă. Care este numele de botez? Maria. Maria. Mișcă-te puțin și o să-ți treacă în 10 minute, vedeți? Lângă doamna care spune de ochi, o avem pe... Roberta. Roberta, care a venit să-i ghicesc. Dă mâna stângă. Așa. Dragă Roberta, vreau să spun că te vei căsători. În cât timp? Din dragoste. Normal. În 22 de ani. Aoleu. Harapal nu o să mai apară. Uite, ai aici, ți se termină brusc. Ia fă așa. O să ai 2 copii, 2 băieți. Ce vrei să-ți mai zic despre? Atât, nu știu, viitorul apropiat, realizările profesionale, personale. PSD o să rămână la guvernare. Da, mă afectează într-adevăr. Și Ioanis încă 4 ani. La revedere. Hai mișcă-te, deci îmi plătiți la casă. Observați câte servicii avem. Dar să vă prezint și colegele mele. Cum e să lucrați cu mine? Excelent, este tot ce ne putem dori. Le dau salariul la timp, glumim, vin când vor, sâmbătă, duminica liber. Da. Să câștigi 2500 de euro e ceva. Da. Spuneți-ne, de câți ani veniți la mine la salon? De când s-a deschis. Ți-ar fi convenit să fii băiat sau... Nu. Îmi place în pielea mea, nu, așa cum sunt. Nu, dar ideea cu unghiile, o zi la unghii, o zi la păr. Nu mă deranjează. 3 ore la machiaj, 2 ore de machiat, epilat, balea. Cătălin, n-ai învățat că nouă femeilor ne place treaba asta. Da, bine, îmi place și mie. Gata, am dat cu fularul. Spuneți-mi, dacă aș fi iubitul dumneavoastră, cum mi-ați vedea frizura, pleata? Uitați-vă la mine. Cum ați vedea? Cu breton, cu... Coc balerină. Vreau să fii sincere. Da. Foarte sinceră. Când mă vedeți... Mi s-a rupt nasturele. Intenția nu era... Doamne, iartă-mă de nasturi, că uite și eu mie. Când mă vezi la televizor, simți ceva? O simpatie față de tine. Și atât? Băi, am bărbat acasă, mai mult... Nu permisa. Criza apei din București a făcut chiar victime foarte mari. Deci, aici... Vin oamenii care au apometre. Nu-și permit să se spele pe păr acasă. Iar aici la mine, pentru că eu am o țeavă trasă aiurea de la Apa Nova și nu plătesc nimic, vin să se spele. Vin să se spele. Cine trebuie să se spele? În spate am și dușuri bărbătești. Mă duc la Alina să vedeți reacția ei, că în momentul în care mă văd doamnele, domnișoare, wow, adică nebunesc. Ce e aia? Cameră. Ce face ea? Filmează. De ce? Ca să arătăm la televizor. De ce? De daia. De ce? Ce faci, draga mea? Bine, uite, am venit să mă cofez. Și tu?
toată lumea se coafează. Am venit de la muzică, e un concept nou aici și îmi place. Da. Foarte cool, arată foarte bine. Da, tipele alea chile de acolo le-ai văzut? Nu, care? Draga mea Roxana, sunt cația și gura ta de viitoare, mămică. Vreau să spun că sunt tare fericit. Ești bucuros pentru mine? E băiat. Băiat e, da. Exact ce doreai. Și că toată lumea ne urează să fie într-un ceas bun, noi ce să fie într-un ceas cu cuc. Tot la fel de nebun ai rămas. Bineînțeles, cred adică că avioane... nu o să mă vindec niciodată. Până în septembrie ne vedem la niște off-road ceva. Vreau să zbor cu F-16 anul ăsta. Nu, lasă-mă, mă pui în legătură cu soțul. Să fac eu off-road. Așa. Și tu cu avioanele tale, da? Bineînțeles. Vă rog puțin atenție, vreau să, o să plec și vă rog să faceți cu mâna toată lumea că plec. Eu plec, pa! Pa!